Să încep cu începutul. 1. Mulțumește ziditorului tău pentru darul sfânt al vieții cu care ai fost binecuvântat. 2. Cere preamilostivului Dumnezeu dezlegarea nerodirii virtuților, pentru ca acestea să-ți împodobească viața. 3. Însoțește cu rugăciune, cu post și cu milostenie făgăduințele tale către proniatorul a toate, precum Sfinții Părinți Ioachim și Ana, și El îți va răsplăti ție. 4. Pune zilnic început bun viețuirii tale, ca pe o naștere din nou de la Duhul Sfânt, și nu te abate de la împlinirea poruncilor. 5. Nu deznădăjdui, ci orice lucru, prin neîncetată rugăciune, fă cunoscute cererile tale înaintea Părintelui Ceresc, asemănându-te Anei, mama lui Samuel. 6. Luminează-ți casa sufletului cu strălucirea virtuților și sfințește-o prin statornică și smerită credință, ca în ea să se zămislească harul preasfântului Duh. 7. Fă-te vas ales al preasfintei trăimi printr-o viață duhovnicească mai presus de fire și prin primirea Sfintei Împărtășanii în Biserica Slavei lui Dumnezeu. 8. Așează urcușul tău duhovnicesc sub acoperământul Maicii Domnului, iar pe sfinți roagă-i să-ți fie prieteni și călăuzitori. 9. Îmbracă-te ca un ales al lui Dumnezeu cu iubire, smerenie și bunătate, având credința ca fundament al trăirii tale în Hristos Domnul. Și 10. Bucură-te că zorile mântuirii tale s-au ivit odată cu nașterea Mariei, risipindu-se astfel întunericul necunoașterii lui Dumnezeu. Acestea, iubiți credincioși, sunt cele 10 gânduri pe care am vrut să vi le pun la suflet sub forma unui decalog pentru sărbătoarea de astăzi.